Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim cu încă un episod de mod Showcase. Bun, acest mod nu introduce foarte multe chestii în Minecraft, doar un singur bloc, dar credeți-mă că acest bloc este magnific. Dacă sunteți fani Lucky Block, atunci o să fiți fani Pandora's Box. Bun, trecem la treabă. Da, deci, așa cum v-am zis și așa cum vedeți și din titlu, modul se numește Cutia Pandorei și vă imaginați și voi cam ce ar putea face. Pentru cei care nu știți, Cutia Pandorei a fost, știu că era mitologia grecească parcă și a fost parcă un cadou de la Zeus către o femeie care se căsătorise, cred că aia era Pandora, deci, na, și Zeus i-a zis să nu o deschidă niciodată. Și aia din curiozitate a deschis-o și ghiciți ce s-a întâmplat. Ok, na, dacă vreți mai multe o să vă las un link în descriere de la mod și am impresia că a scris el acolo și povestioara în engleză, ce-i drept, dar na, probabil ați citit și poveștile și chestii și na, nu mai știu exact dacă pe aia o chema Pandora, îmi imaginez că na, o chema Pandora din moment ce se numește cutia Pandorei, da? Na, whatever. Spuneți-mi în comentarii dacă greșesc și mă rog. Ok, hai să vedem cum se craftează. Țin să precizez că modul este pentru 1.7.2, deci nu pentru 1.7.10 momentan. Nu știu dacă merge și pe 1.7.10, n-am încercat, dar ca să fiți mai safe, în primul rând, instalație pe 1.7.10, 1.7.2, pardon, și faceți-vă backup la lume dacă vreți să adăugați acest mod în lumea voastră survival. Bun, așa cum am zis, la fel ca Lucky Block, deci e destul de tare, poate o să implementăm acest mod și în seria cu Lucky Block, cu Snake, știți voi. Și ar fi destul de tare să folosim gen 16 Lucky Block-uri și 16 Pandora's Box. Nu? Zic că ar fi foarte frumos. Spuneți în comentarii. Good. Hai să vedem. Deci, click dreapta o să stau în creativ pentru că, na? Uite, cutia Pandorei. Wow. Click dreapta. Ho, are și o animație drăguță. Yeah. Ho, yeah. Ho, hală, face ceva. Opa. Ok. Ok, văd că a spawnat niște animale, cred. Cred. Sau n-a făcut nimic? Mai încercăm. Deschidem mai mult așa. Să vedem ea. Opa, opa. Ok. Da, a spawnat animale prima. Ok. Wow. Nice. Un copăcel de clay și cărămizi. Destul de tare. Și cu dirt un pic și cu liane. Da, deci exact ca Lucky Block vă pot pica și Lucky... ca bloculețele Lucky Block vă pot pica iteme bune, iteme rele, dar și combinații, gen pot să spawneze time set 0. Poate să spawneze în același timp și creeper și zombie, dar și oi și văcuțe, știți, din aceeași cutiuță. Hai să mai deschidem. Deschidem și noi, așa cât să vedem cât mai mult. Ia să vedem ce se întâmplă. Opa! Fel de blocuri, pe care și TNT-uri, na, vedeți? Wow! Exact cum v-am zis. Și chestii bune și chestii rele. Dar wow, uite, frunze, lapis, tu om, fel de fel, foarte tare chestia asta, foarte tare. Și îmi place și animația asta, uite, se deschide așa frumos, ia uite, mamă. Ia uite, hopa, opa, not good, not good. Spawnează și dăște și ne bagă și într-un dom de sticlă. Ok, mai era una, din ce am văzut, în care te bagă într-un dom de sticlă cu niște creeper sau ceva
Și apă. Știi, ca într-un acvariu. Oh, nice. Spângem și noi mai departe. Bam. Da, deci îmi spuneți în comentarii dacă vreți să... să băgăm modul ăsta și în Lucky Block. Eu zic că e destul de interesant, adică vedeți și voi. Ma. What the fuck? Ok. 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 Ulul. Scuza să mai fac așa din gât, dar... Na, am vorbit destul de mult azi și... Se observă. Wow. Deci, na, dacă nu găsiți o insulă de asta de mushroom, craftați și voi un Pandora's Box și poate aveți noroc și vă faceți și voi chestii de genul. Holy shit. Oba. Eu zic că e mai interesant decât Lucky Block-ul. Pentru că... What? Nu niște chestii. Holy shit, ce-s alea? Ah. Ok, jump boost 3. Invisibility. Și niște mici chestii pe jos, care probabil dau damage, nu-mi dau seama. Wow. Zic că e mai tare decât Lucky Block-ul. Dacă vedeți și voi că are niște animații drăguțe. Ok. Din nou, și chestii bune și chestii rele. Wow. Ia. Yeah. Și... nice. Ok. Ok, nu 1, nu 2, nu 3. O pădure întreagă. Bă, dacă n-aveți lână, acum aveți. Ce pot să zic? Ok. Ok, mamă. Bă, dar până acum nu mi-au picat de alea cine știe ce chestii foarte rele. Deci, na. O pica chestii decente. Da, se spawnează. Ok. Ok. Ăsta... ăsta-i drăguț. Drăguț, chiar drăguț. Mă, dar văd că se spawnează așa mai... mai random, a? Ia să mergem și aici, să vedem. Da. Diverse chestii. Diverse chestii. Ia. Yeah. Deschidem cutia. Opa, se face noapte, se face zi. Se face noapte, se face zi. Ok. Asta a fost ciudat. Ok, asta a fost destul de ciudățel. Chiar foarte ciudat, pot spune. Ok, opa. Opa. Un copac de sticlă cu lavă. Ha. Asta cred că față de Lucky Block. Ăsta, după cum vedeți, mai adaugă și chestii care, cum să zic eu, modifică Minecraft-ul. Știți? Adică vremea, durata zilei, durata nopții, chestii de genul. Ați văzut că în Lucky Block, na, nu aveți chestii de genul. Aveți mai mult, cum să zic eu, mobi, iteme și alte prostii. E, în ăsta, na, ați văzut, aveți și alte chestii. Ia să vedem. Șef, opa, opa, lupi fioroși, noapte, blindness. De fapt, nu cred că e noapte, e blindness doar. Blindness 2. Na, deci se întâmplă și chestii de genul. Se întâmplă și chestii de genul, mai rele așa. Hai, mai deschidem încă 5 cutiuțe. Yeah, case opening. What the fuck? Ok. Încă 5 cutiuțe și restul vă distrați voi cu ele. Olu. Olu. Restul vă distrați voi cu ele. Sunt foarte multe chestii pe care le puteți obține din Pandora's Box. Deci, distracție plăcută. Poc. Ia. Yeah. Ce-am făcut acolo? Oba!
Ok. Asta m-a fost cine știe ce. Mă gândeam că ea e ca la Lucky Block, de te duce, hăt. Da, se pare că nu. Ok. Ia, stai că asta e tare. LOL. LOL. A copy of the boss. Steve's Vast King. Ok. LOL. E, uite, chestiile astea sunt destul de tari. Wither Skeleton, e în armuri. Chestii, șmecherii. A copy of the boss, ok. Tare. Tare, chiar drăguț. Ia, să vedem. Secret weapon, projectile protection, ok. Destul de tare. Casa a treia, nu? Hai, a treia să fie. Oițe? Vaci? Și un golem. Ok. What the fuck? Și patra cutiuță. Îmi place așa cum se deschide. E destul de tare. Și animația asta cu litere de-astea magice. Gen, de la Enchanting. Porcușori. Oițe. Meh, din nou n-a făcut ce. Ce bun. Și ultima cutiuță din acest episod, pentru că vreau să vă distră și voi. Hehe. O, iar de-astea. Nu se pune. Ok. Uite, casa. Vedeți că are și efecte adverse, să zicem. Gen, ați văzut că mai devreme ne-au picat văcuțe și TNT și atâta. E, acum ne-au picat și văcuțe și TNT și s-a transformat și pământul în nisip. Deci, da, bun, hai. Asta, bonus. Că ne-a mai picat aia odată. Vedem, poate ne pică altceva, ceva mai frumos, mai magnific. Ok. Ok, îngheață pământul. Mă rog, nu îngheață, face zăpadă pe aici. Destul de multă. Îngheață apele. Spawnează de ăștia. Ok, pe o rasă destul de mare. Destul de mare. Da, deci dacă vreți iarnă pe căsța voastră, voilà. Și nu încercați asta foarte aproape de casă, pentru că ați văzut ce se întâmplă. Dar face o mapă destul de drăguță, uitați-vă și voi. Chiar foarte drăguț. Ar merge la un SG, mai că ar fi cam prea random, da? Whatever. Bun, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere!